Absolvenții de liceu care vor avea o medie mai mică de nota 7 ar putea să nu aibă șansă să-și depună documentele la instituțiile cu profil pedagogic din țară. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun, care a precizat că introducerea unei medii de admitere de cel puțin 7 la pedagogie vine pentru a crește prestigiul profesiei. În prezent, circa 25% dintre studenții de la pedagogie au o medie sub nota 7. Ministrul și-a propus să crească numărul de absolvenți ai facultăților pedagogice, care merg în sistemul educațional până la cel puțin 500 de persoane în fiecare an. Ne propunem să introducem o medie de admitere de cel puțin 7 la pedagogie pentru a crește prestigiul profesiei. Considerăm că este corect ca acei absolvenți de liceu care au rezultate bune să meargă la pedagogie, pentru că după aia să avem și pedagogi de calitate în școlile noastre. Astăzi, circa 25% din cei care se înscriu la pedagogie au o medie sub 7, deci vom introduce acest prag. În al doilea rând, pentru ca să creștem atractivitatea acestor facultăți, vom majora bursele studenților până la nivelul unui salariu minim pe economie și vom ține cont de rezultatele lor pe parcursul studiilor. Totodată, cunoașteți că noi avem o indemnizație de 200.000 de lei pentru cei care aleg să meargă în școală după absolvire. Astăzi, această indemnizație nu ține neapărat cont de specialitatea tânărului, că este un tânăr profesor de matematică sau limbă română. Noi vom diferenția această indemnizație în funcție de specialități și de deficitul de cadre didactice care există într-un raion sau altul, în așa fel încât să venim în special în încurajarea și în susținerea celor absolvenți, unde există cel mai mare deficit. Totodată, vom introduce obligativitatea de a preda la clasă pentru studenții care fac pedagogia. Desuri se întâmplă că de-abia după absolvirea masterului, aceștia au primul contact cu o clasă vie de elevi. Considerăm noi că este oportun ca, începând cu anul 2, să fie expuși la copii, să aibă posibilitatea să deprindă abilități practice în procesul de predare și nu doar în cadrul stagiilor de practică, dar și pe parcursul întregului an, respectiv vom implementa un model de învățământ dual, inclusiv în învățământ superior la pedagogie și ne gândim să introducem un supliment salarial adițional pentru tinerii specialiști care vor demonstra anumite competențe suplimentare pe lângă absolvirea universității, fie că vorbesc o limbă străină și au un certificat, fie că demonstrează anumite competențe digitale, iarăși certificate, sau au anumite certificate internaționale de excelență în pedagogie. Deci nu vrem să mergem doar pe ideea unui supliment salarial fără condiționalități, vrem să stimulăm anumite abilități, competențe adiționale în rândul acestor absolvenți și în cazul în care certifică aceste competențe, să le oferim un supliment salarial. Totodată vom centraliza întreg procesul de repartizare a studenților la minister. Astăzi el are o formă mai puțin organizată. În acest proces participă doar universitățile și direcțiile de învățământ. Ministerul mai degrabă monitorizează. Vrem să centralizăm, să abordăm, să avem același model ca și la Ministerul Medicinii, Sănătății, pentru ca să avem un mai mare control și o mai bună organizare și să nu pierdem absolvenți care își doresc să meargă în școală, dar undeva s-au rătăcit pe drum. Și totodată ne gândim să introducem obligativitatea de a se încadra într-o instituție de învățământ pentru cei care aleg să meargă la master și să beneficieze de master gratuit din partea statului. Deci acestea sunt acțiunile care vin să realizeze obiectivul nostru, unul dintre obiectivele noastre principale pentru învățământul general, creșterea numărului de absolvenți ai facultăților pedagogice care merg în sistem până la 500 anual. Totodată, studenții de la pedagogie vor fi obligați să predea la clasă și chiar din anul 2 să fie aduși în fața copiilor. Pentru a motiva viitorii specialiști, Perciun a mai precizat că se vor majora bursele studenților până la un salariu minim pe economie. Se va introduce un supliment salarial adițional pentru tinerii specialiști care vor demonstra competențe adiționale, limbă străină, certificate internaționale în pedagogie, dar a făcut și unele precizări ce ține de indemnizație. Anterior, Dan Perciun a recunoscut că mulți dintre studenții care aleg profesia de pedagog nu sunt cei cu rata cea mai mare la bacalaureat. El admite că aceasta ar putea fi cauza prederii necalitative în școli și propune spre consultări ideea de a introduce o medie de admitere la pedagogie.